Epictet și Astion, cunoscuți ca sfinții de la Halmiris, vechea cetate așezată pe malul Dunării, cunoscută și ca Almira, au suferit moarte în timpul împăratului Diocletian, la 8 iulie 290. Ei sunt cei mai vechi martiri dobrogeni despre care există o datare sigură în izvoarele agiografice. Ca elemente importante rămân, sau fundamentale, rămân inscripția în limba greacă de pe peretele, pictată de pe peretele de răsărit, unde sunt menționați cel puțin doi martiri, prin textul Martirului Hristos și de desubt iar se repetă Martirului Hristos, numele lui Astion, pentru că inscripția a fost foarte tare distrusă, foarte, foarte lovită de către cei care au jefuit cripta la sfârșitul antichității. Oricine vor fi fost ei, dar în orice caz nu o populație veric creștini. Și, bineînțeles, verbul de la sfârșitul inscripției, care dovedește că aici a avut loc un act martiric. Din păcate, actul martiric din care aflăm despre viața și pătimirea lor ni s-a păstrat doar într-o copie târzie din secolul al XV-lea, aflată în Biserica Mântuitorului din Utrecht și care a fost publicată în anul 1615 de către învățatul iezuit Heribert Rosuide. În anul 1921, benedictinul Dom Germain Morin a descoperit și în martirologul Ieronimian pomenirea Sfântului Epictet și Astion în ziua de 23 mai, întărind astfel veridicitatea celor afirmate în Acta Sanctorum. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în Bucovina, se remarcă unul dintre cei mai cunoscuți pictori bisericești, Epaminonda Bucevski. Acesta s-a născut în anul 1843 în localitatea Iacobeni din județul Suceava, în familia preotului Dimitrie Bucevski. De la vârsta de 5 ani crește în satul Iliești, de acolo de unde provine o altă mare personalitate, etnograful Simeon Florea Marian. Tânărul Epaminonda a făcut studiile gimnaziale la Cernăuți, Beiuș și Blaj. Pe cele superioare le-a început la Cernăuți. Apoi, cu o bursă oferită de consistoriul eparhial, pleacă la Viena, unde urmează cursurile Academiei de Arte Plastice. O perioadă profesează în capitala imperială, apoi revine în Bucovina. Între 1867-1870 a pictat iconostasul Bisericii Centrale din piatră, din satul Straja. La 14 august 1871 a participat la serbarea de la Mănăstirea Putna, unde realizează după planurile sale un portic festiv. Biserica Mănăstirii Bogdana din Rădăuți este zugrăvită de același pictor în anul 1880. Între anii 1881-1891, Epaminonda Bucevski a fost numit pictor diecezan la Cernăuți. În această calitate pictează în stil neorenascentist o serie de biserici, între care Frătăuții Vechi, Stupca, Solca și Gura Humorului. Realizează icoane și iconostase în 15 lăcașuri de cult, printre care și iconostasul Catedralei Ortodoxe din Zagreb. De asemenea, a pictat numeroase portrete de personalități, dar și scene din viața românilor.
Pictorul Epaminon Dabucevski a încetat din această viață la 13 februarie 1891 în orașul Cernăuți. Primul patriarh al României a trecut din această viață la 6 martie 1939 la Cannes, în Franța. Miron Cristea ajunsese în orașul stațiune de pe coasta de Azur pentru a-și trata sănătatea șubrezită de cele două atacuri de cord, suferite cu două luni înainte. Din păcate, așa cum speculau deja unii, starea lui s-a agravat și nu a mai fost posibilă recuperarea. Acest moment a alimentat și mai mult controversele privind o posibilă implicare a regelui Carol al II-lea în moartea patriarhului. Poate și din acest motiv, funerariile au fost cu totul deosebite, care să sublinieze faptul că patriarhul Miron Cristea fusese prim-ministru în timpul regimului carlist. Ceremoniile organizate cu minuțiozitate au început de sâmbătă 11 martie, odată cu întâmpinarea trenului care aducea sicriul cu trupul neînsuflețit. În acest scop, după intrarea în țară, un cortegiu condus de episcopul Vasile Lăzărescu al Caransebeșului a așteptat garnitura în gara Jimbolia, unde s-a oficiat și o slujbă de pomenire. Duminică, 12 martie 1939, sicriul cu trupul patriarhului Miron Cristea a ajuns în gara de nord. Un serviciu religios a avut loc în salonul regal din incintă, în prezența familiei, a trimisului regelui, a președintelui Consiliului de Ministri, membrilor corpului diplomatic, a reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române și cei ai altor culte. De asemenea, de față se aflau membrii ai Frontului Renașterii Naționale și ai comandamentelor de străjeri, organizații carliste. Sicriul a fost purtat apoi într-un lung cortegiu pe traseul Piața Gării, Calea Griviței, Calea Victoriei, Cheiul Dâmboviței, Piața 8 Iunie, până la Catedrala Patriarhală. Armata, echipată de gală, dar cu însemnele doliului, escorta întreg traseul pentru a ține deoparte mulțimea care asista la funerarii. În acest timp răsunau clopotele bisericilor din întreg Bucureștiul. Sicriul a fost depus în naosul catedralei luni 13 martie de la 8 dimineața până la 19, pentru ca cei doritori să își poată lua rămas bun. A doua zi dimineață, 14 martie, a fost oficiată slujba înmormântării, în prezența membrilor Sfântului Sinod, a regelui Carol al II-lea, a marelui voievod Mihai, a membrilor guvernului și a numeroase alte autorități. După slujbă, potrivit tradiției, au urmat cântările funebre, iar cortegiul a purtat sicriul în jurul Catedralei Patriarhale. Miron Cristea a fost înmormântat în cripta lăcașului istoric, pregătită în acest scop, în dangătul prelung al clopotelor. Amplitudinea și importanța ceremoniei funerare este vădită și prin faptul că toate școlile și instituțiile publice au fost închise în ziua prohodirii. De asemenea, pentru primul patriarh al României, tricolorul a fost arborat atunci în Bernă, în întreaga țară.